dimineața din... Bună dimineața! Praga. Suntem pe picior de plecare. Spre casă, da. Și astăzi, în sfârșit, a venit momentul să vedeți scopul acestei călătorii. Și anume, știți foarte bine că noi vrem să ne luăm cățel. Da. Voiam să ne luăm cățel. Și în sfârșit ne luăm. Bine, ne-am luat de vreo lună și două luni aproape. Luni aproape, da. Dar l-am așteptat să facă cățelul două luni ca să-l putem lua. Ca să-l putem lua, da. Că trebuie să stea vreo două luni cu mămica lui. L-am luat la 11 zile? La 11 zile, cam așa. L-am găsit. L-am găsit, da, la 11 zile. Cățelul este din Brno. Acum mergem să ne vedem cu crescătoarea. În Praga, că așa s-a nimerit. Da, s-a nimerit să aibă și ea nevoie, să aibă și ea drum prin Praga. Oricum treceam prin Brno la întoarcere. Da. Dar s-a nimerit să fim la lansarea lui Porsche în Praga și să aibă și ea treabă. Mă rog, ideea este că mergem să ne vedem cu crescătoarea, să ne-l dea. Eu am foarte mari emoții, dar de-abia aștept. N-am mai pus niciodată mămică de cățel. Suntem amândoi destul de emoționați. Eu în prima fază, pe mine în prima fază mă ține așa un pic pentru drumul ăsta de 1500 de kilometri. Dar nici nu aveam ce să facem, că cu avionul e foarte complicat. Nu sunt multe linii aeriene care acceptă căței în avion, chiar și mici, până în 8 chiar kilograme. Și la cală. Majoritatea liniilor aeriene care operează în Europa nu acceptă animale nici măcar la cală. Hai să vedeți întâi cățelul și apoi o să vă explicăm de ce l-am luat tocmai de aici și de ce l-am luat pe el. Suntem pregătiți? Să-l arătăm pe bossul mic care e aici cu noi? Nu știu dacă e lumina bună, dar hai! Și faceți cunoștință cu Benny! Benny, care este un staffy. Puiuțul nostru mic, hey. Mic, mic și drăguț. Hei! El este Benny. L-am speriat acum. E speriat un pic, că na, abia ne cunoaște. Este un Staffy. British Staffordshire Bull Terrier. Exact. Iar exact a rasa asta nu am găsit-o nicăieri. Eram pregătit să mergem în UK. În UK după el. Unde sunt... mulți, da, că de-aia se cheamă British... Are boticul umed. Dar l-am găsit mai aproape, în Cehia. Este cel mai aproape unde am găsit. Da, cel mai aproape unde l-am găsit. Nu, mai lins. Ce? Se vede frumos? Se vede frumos, da. Bam, bam, bam. Are bărbița albă, are degetele albe, unele dintre ele. Și pe aici, la gâtuț. Și la gâtuț albia. Nu pot. Nu pot. Nu pot să te arăt. O să te obișnuiești, mami, să... să-l ții. Trebuie să nu stic. Nu stici. Mi-e rinit-o. Să-l obișnuim cu numele. Bă, ce bătic umed are. Gata, o luăm spre casă. Bine ca mama? Cred că da, eu așa zic. O luăm spre casă, vedem unde ne oprim, încercăm să mergem cât mai mult. Da, acum cred că ne oprim la undeva la Budapesta sau la Arad. Avem aici cutia lui pregătită cu mâncare, cu tot ce trebuie. Iar aici înăuntru are un bol și o păturică care are miros de la mama lui. De la mamica lui. Mama ta, da, 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 da. Și niște jucării de rost și cam atât. Pentru că puiuți fiind, probabil că o să doarmă o grămadă. Da. Da, mami, zi, ce vei? Zi, vorbește. Nu vorbești? Nu vorbește. Nu vorbește încă, dar învățăm. Da? Te învățăm, da? Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Mănâncă tricou. Mi-se muști? Mănâncă tricou. Mi se mănânci tricou? Nu e mănânci tricou. Gata. Hai, că avem drum lung. Aoleu, am o grămadă de condus. Dar... vremea este foarte bună. Să sperăm că va rămâne așa. Și sunt 11 grade acum. Sperăm că nu va mai ploua. Și să vedem cum se descurcă Benny cu suspensia și gălăgia. A găsit sfoara de ros. Și a intrat singur în, a intrat singur în cușca asta. S-a apucat de ros. Și ăla e bun de ros, este? Este, că e bun, bun de ros. Mare, par mai mare. De e mic, e mic, e foarte mic. Am parcat aici în centru și am plătit parcarea. Și am plătit 15 coroane. Am plătit 15 coroane pe 30 de minute. Din câte știu eu, 15 coroane înseamnă vreo 3 lei. Fumadoră, 3 lei. Am parcat aici pentru că mergem să facem o poză cu Benny. Ia uite ce are Ana pe ea. Ia să vedem. Staffy, mam.
Hai, Stuffy Dad. Dead. Asta este Benny, dacă nu v-ați dat seama, asta este Benny. Cu picioarele un pic albe, bărbița albă și cu albă piept, așa. Ceva, stati, ți-e frig? Nu e frig. Asta nu-ți mai fie, haide. Mergem să facem, am făcut o poză la clădirea asta nebună, de aici. Cam așa arată. Vrei să facem, să facem și de aici? Că am făcut de acolo, facem de ce? Poate se vede mai bine. Unde-i boss? Unde-i boss? Se ascunde? Da. Am făcut niște poze cu noile noastre hanorace. Și cu noul nostru bebe. Bebe. Nu știe el încă să se uite la camere, dar o să învețe. O să te înveț eu, da? You are a puppy. Little puppy. Dăm niște apică, bă. Dăm niște apică lui Beni. Un pic, gata, că după aceea faci cum așa. Lipa. Gata? Mai vei? Mai vei? Nu mai vei. Nu mai vrea, gata. Gata, a făcut poză, i-am dat apică. Eu te-am spus căpuțul. Te mușcă? Te mușcă, da. You a stuffy mom now. I'm a stuffy mom. A luat un pic de aer pentru ultima dată. Cehesc? Da, pentru el de acasă. Da, pentru probabil ultima oară pentru ceva timp. Să înghiță un pic. Poate să mai mergem cu el. Adică eu sper să vedem Europa cu el când o mai chește. Da, clar. Dar deocamdată București, scrie București. Tati, vezi teronței? Ba da. Am ajuns la hotel, ia uite. S-a schimbat complet, ia uite. Nu. A prins tu pe un instant. Doamne. Penny. Doamne, era super liniștit, super liniștit a fost tot drumul, doamne. Ia, hai, fă-ți, mami, fă-ți. Ia uite-l, ce rapid e. Ce vezi, spirosul mai pe de zezeva. Da. Mami, vino încoace, mami. Nu stai acolo, că nici nu te vezi. Ei, ce faci tu acolo? Ce faci tu acolo? Măi, te-ai lovit, mami. O, ce negru, nu se vede nimic. Ce pana mea face acolo? Ei, o să ne dea de furcă ăsta, mic. Cam atât pentru astăzi. Eu sunt rupt de oboseală, trebuie neapărat să dorm, pentru că am condus azi vreo aproape 900 km, mai am și mâine vreo 500 și ceva. A dormit tot drumul, da, tot drumul, iar acum probabil are chef de harță. Are chef de harță. Așa că ne vedem mâine dimineață.